stare de tineret, știam că o să fii spus bine și am gândit să-mi intitulez mesajul în această seară Surprizele îndrăgostiților. Știu că o parte dintre voi sunteți îndrăgostiți, știu că o parte dintre voi veți fi îndrăgostiți și, inspirat de Cuvântul lui Dumnezeu, din Biblia, aș vrea să vă vorbesc despre acest subiect atât de plăcut vouă. Surprizele îndrăgostiților. Omul care iubește vrea să facă surprize plăcute iubite. Iubita, femeia care iubește, vrea să facă surprize plăcute iubitului. Și cel care este îndrăgostit este foarte inventiv. El calculează, el plănuiește, el face planuri să facă o surpriză frumoasă, plăcută. Am un prieten, în urmă cu vreo 4 ani, i-a făcut o surpriză soției lui, i-a cumpărat un Audi A4, modelul nou, și a venit cu o lună și ceva înainte de a fi ziua soției lui, l-a ținut acolo la BNC și când a fost ziua ei, a invitat la restaurant, cu niște prieteni și cu o poziție noastră, i-a dat mașina, a fost o surpriză extraordinară. Acum, nu toți suntem în stare să oferim iubitei noastre o mașină atât de scumpă. Nu neapărat surprizele costă mult. Mulți renunță la a fi inventivi, dom'le, n-am bani. Nu neapărat trebuie să cheltui foarte mulți bani ca să faci o surpriză frumoasă persoanei pe care te iubești. Eu mi-am învățat copiii de mici, am doi băieți, și i-am învățat să facem câte o surpriză frumoasă mamei lor, soției mele, Simona. Și am învățat de mici că surpriza costă. Trebuie să faci un an buzunar, să scoți niște bani, să faci ceva ca să faci o surpriză plăcută, mamei tale. Și îi luam cu mine și iau cu mine și mergem la cumpărături, noi trei bărbații și mergem în Lotus sau în alte de alte magazine și haide să cumpărăm ceva, puneți bani acasă, plătim toți trei. Mi s-a arătat că când avem ceva, mergem tot acasă și fiecare mai plătesc cu milion. Deci cu milion și cu și milion și pe care mă doar eu mâna buzunar. Dragii mei, costă, dacă vrei să faci o surpriză, mamei tale costă, trebuie să faci mâna buzunar. Și când veneam acasă, unul dintre ei foarte bun de gură și cum intra acasă, începea să spună, mami, să vezi ce surpriză faină ți-am făcut. Dar să vezi ce surpriză faină ți-am făcut. Și mai mi s-a întrebat ce surpriză, că n-am voie să spun. Mami, surpriză, mami, n-am voie să spun, e surpriză. Și lua maică sa deoparte și se dea de acolo pe 5 minute și se ducea surpriza. Și spunea, măi, trebuie să taci. Ca să fie o surpriză plăcută, trebuie să taci. Nu povestea asta. Nu am mai crescut și am învățat să tac. Am învățat să tac. Omul care iubește, care este îndrăgostit, vrea să facă surpriză. Acum vreau să vă spun că e foarte important să fii pe același palier cu persoana iubită. Dacă și vine înainte de a te îndrăgosti, să fie la asta, că după ce te-ai îndrăgostit, e foarte greu. Dacă tu vorbești foarte bine în engleză și îți place poezia și vrei să faci o surpriză iubită și să scrii o poezie în engleză, și ea nu știe engleză, dăm voi să spun că nu o să fie o surpriză plăcută. Dacă ești o fată înțeleaptă, cinstită, cultivată, și tu admiri pădurea, și vezi pădurea și vezi muntele împădurit, și ai un prieten care el nu poate să vadă pădurea, el vede doar două grenci câte două. Nu o să-l poți surprinde. Trebuie să fii, să încerci, înainte de a te îndrăgosti, să fii pe același palier. Dacă ești un băiat îndrăgostit de pictură, de culoare, și ești fascinat și tot timpul ești fascinat de simbolistica picturilor și a culorilor, și ești îndrăgostit de o față blondă care nu înțelege, nu vrei să spun că nu se poți surprinde ceea ce te fascinează pe tine. De-aia e bine să încerci să fii pe același palier. Acum, m-am gândit să vă vorbesc despre surprize, pentru că viața avem parte de el. Viața avem parte de el, zice că soțul a mers odată acasă, într-o seară un soț și a spus soției, dragă, mi-am invitat cel mai bun prieten din liceu să vină seara asta la noi. Ce faci de aici nebun? Dar uite ce mizerie e în casă, cum l-ai invitat? N-avem nimic,
de pregătit de mâncare, ne-am chef să facem nimic de mâncare, cum o să vii tu seara la mine acasă? Păi băiatul vrea să se însoare și ca să vadă cum e însurat, vreau să aibă surprize după aia. V-am gândit să vă vorbesc despre trei surprize din Biblie, inspirate din Bunul Dumnezeu. Și în primul rând, despre surpriza lui Iacov. Țineți minte, surpriza lui Iacov. Iacov a fost fratele lui Esau. Erau copiii lui Isaac și înainte de a se naște, Dumnezeu a spus că vor fi două popoare, unul mai mare și cel mai mare va sluji la cel mai mic. Iacov știa că a fost rânduit de Dumnezeu ca Esau să-i slujească lui, da? Iacov nu are răbdare. Șmecherul Iacov vrea să ia pe scurtător. N-așteaptă el voia lui Dumnezeu. Asta era voia lui Dumnezeu. El încearcă prin șmecherii să fure dreptul de întâi născut, da? Și când vine fratele lui Esau de la vânătoare, obosit, el făcea un cior pe minte, mirosea frumos, și l-a păcălit, i-a vândut dreptul de întâi născut pentru un pridelin. Atât de ieftin. Și Biblia spune că astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. A greșit Esau. Atunci când este trimis Esau de tatăl lui Isaac să leagă pe câmp să prinde ce l-a vânat, să vină să-i facă o mâncare, complotează Iacov împreună cu mama lui și după ce taie doi ei, după ce îi pregătește, merge în fața lui Isaac, își pune pielea ieșilor pe mâini și îi întreabă taie să o știți acasă, în genul, cine ești tu, fiul meu? Și Iacov a răspuns, eu sunt fiul tău Isaac. Mă fascinează această minciună. Bă, cum a putut să mint atât de crunt? Iacov a răspuns, eu sunt fiul tău Esau. Ne regăsim unii tine, care vin așa fără să gribească. Iată că șmecherul Iacov fură dreptul de întâi născut și îl păcălește pe taică său, îl păcălește pe frate său și trebuie să fugă departe. Trebuie să fugă departe de casa părintească și ajunge la Ban, un alt șmecher, un șmecher mai mare decât el. Și foarte interesant că acolo, spune în Geneza 29:18, cuvântul Domnului, Iacov o iubea pe Rahela. Iată că intră pe scena istoriei îndrăgostitul Iacov. Despre asta vreau să vorbesc. Îndrăgostitul Iacov. Și Iacov îi spune lui Laban, doi șmecheri, doi oameni care mergează, doi oameni care vor să facă totul la scurtătură. Îți voi sluji 7 ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică. Și în versetul 20, astfel, Iacov a sfârșit 7 ani pentru Rahela. Și anii aceștia i s-au părut ca vreo câteva zile pentru că o iubea. Iată că Iacov este îndrăgostit până peste urechi. Și după ce slujește 7 ani și trec 7 ani ca și câteva zile pentru că o iubea pe Rahela, la oameni, și mică prieteni, și mică vecinii, face un spăț mare, îi muzică mare, îi chef mare, mâncare multă, băutură multă. Și după noaptea nopții are parte Iacov de o surpriză extraordinară. Vreau să vă imaginați, după noaptea nopții, probabil a fost băută secrearea personală, nu știu nimic de. După noaptea nopții, imaginați-vă surpriza lui Iacov, se trezește cu altă femeie lângă el și se sperie. Cu altă femeie. S-a așteptat să vină Rahela, când acolo este Lea. A vrea să rețineți, surpriza lui Iacov, să te trezești cu o altă femeie lângă tine. E la modă. Se întâmplă și astăzi. Poate nu după noapte, poate după un an, poate după 2. După 4 ani de căsătorie, se trezește bărbatul cu o altă femeie lângă el. Păi ce se întâmplă? M-am însurat cu ea și știam că e bună. Acum nu mai e. Știam că e bucărită, că ea cântă în cor, că ea merge la biserică, că nu mai merge la biserică. O altă femeie, o altă femeie. Poate după 4 ani, după 2 ani de zile, femeia se trezește cu un alt bărbat la ea. Doamne, m-am măritat cu ăsta. Un om pocăit, Abel, Doamne, Abel. Ăsta aducea și el pe la biserică, Abel. Se bucura, cânta la seara, în seara, seara tineretului, mergea la rugăciune, venea duminică dimineața la biserică, duminică seara. M-am măritat cu Abel, zice ea, după 4 ani îmi dau seama că lângă mine este Cain. Ăsta nu mai duce jertfă. Numai e ciudă, e invidios, bă, ce jertfă, ce cânt,
cântă ăștia, ce predică, ăsta toată ziua cârcotește. Stă la tine în sufragerie, care? Și tu credeai că e altă. Surpriza, surpriză. Să te trezești cu altă femeie în tine. Să te trezești cu un alt bărbat lângă tine. Vreau să vă spun în această seară, aveți grijă de scurtături. Aveți grijă de ce faceți în viață. Aveți impresia că iubiți și că nimeni nu iubește cum iubiți voi. Greșit. Și părinții voștri i-au iubit. Și citim în Biblie despre mulți oameni îndrăgostiți. Nu-i nimic nou sub soare. Nu te crede tu în centrul pământului. Vreau să vă spun că dragostea este oară. Da? Toată lumea știe asta. Dar căsătoria te vindecă. Te vei trezi, tinere dragă. După 2 ani de căsătorie, după 4 ani de căsătorie, te vei trezi cu altă femeie de tine. Și o să plângi. Și nu trebuie mai mare tragedie să fii cu altcineva. Păi pentru că te-ai căsătorit cu cineva și îți dai seama că ești cu altcineva. Inima. Inima nu poate iubi ceea ce minte nu acceptă. Țineți minte asta. Inima nu poate iubi ceea ce mintea nu acceptă. Și spune la Probabia Cuvântul Domnului, în versetul 15, cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Iată că a înșelat Iacob și a fost înșelat. În primul rând, aveți grijă de surpriza lui Iacob. Surpriza lui Iacob. Să te trezești cu altă femeie lângă tine. Să vă păzească Domnul cu ceva. În al doilea rând vreau să vă vorbesc despre surpriza lui Samson. Surpriza lui Samson. Samson a fost un om foarte puternic. Spun unii teologi că era un om cu minte puțină și putere multă. Nu știu exact dacă e chiar așa. Dar înainte de a se naște, și despre el spune că Dumnezeu că niciun nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izvorească pe Israel din lumea creștinilor. Imaginați-vă, înainte ca el să se nască, el a fost închinat lui Dumnezeu. Și după ce se naște, după ce crește, după ce trece de adolescență, la un moment dat merge și coboară în Timna și mergând în Timna, acolo vede o fată frumoasă și se întoarce după ea și vorbește cu ea și fuge acasă la părinții lui și le spune că vrea să se însoare. Luați-mi eu că-mi place. Și părinții lui rămân speriați. Stai, nu ești nicio fată în neamul nostru cu care tu să te căsătorești. Tocmai acolo, la Filistei, trebuie să te duci. Nu vezi niciuna aici. Luați-mi eu că-mi place. E în traducerea părinților. Iar în traducere la București, din 2001, spune Biblia, pe ea ia-mi-o pentru că este potrivită ochilor mei. E mai la mod asta, nu? Pe ea ia-mi-o pentru că este potrivită în ochii, este potrivită în ochii mei. E la mod. Și astăzi tineri și tinerele aleargă și nu le interesează, nu le interesează dacă e pocăit, dacă nu-i pocăit, dacă e cuvinte, dacă nu-i cuvinte. Îmi place, nu? Îmi place cum arată. Îmi place cum îi stă hainele pe el. Îmi place de el și de-aia vreau să mă mărim pe el. Există această tendință a tinerilor de a se căsători, de a se îndrăgosti după țelofan. Luați-mă pentru că îmi place. Și după ce se căsătorește, când se căsătorește, îi este trădat. Îi spune vicitoarea și ea îi spune sistemul vicitoarea, răsupra vicitoarea și se supără el. Se duce, omoară 30 de filisteni, le ia hainele și le aduce și se supără. Asta se supără de el. Se îndrăgostește de el. Nici măcar nu s-a îndrăgostit, atent. De prima lui, de fapt, nu spune Biblia că are milion. Eu îmi plăcut de ea. Ați auzit de oameni care se căsătoresc fără să fie îndrăgostiți? Doamne, m-am căsătorit că îmi place. Ăsta s-a căsătorit fără să fie îndrăgostit. I-a plăcut și s-a dat că s-a supărat. S-a enervat, s-a plecat. A plecat și după câteva luni de zile s-a întors ca tot. Ăsta e tipul de om care, după ce s-a căsătorit cu eu plăcut, s-a certat cu nevastă și a plecat prin Europa. 3 luni de zile, 2 ani de zile și vine cu un pachet de cafe. După 2 ani de zile la nevastă. Și are o surpriză. O surpriză mică, nu despre surpriza asta vreau să vă vorbesc. Că nu era în felul de rostit. Samson. Are parte de surpriza că nevasta lui e cu altcineva. Și se supără din nou și iarăși prinde niște culi și dă foc și
face scandal, și oameni la deal, foarte de măgași, omoră pe o mie de oameni, nu foarte puternic. Și mai citim la Biblie că Samson a plecat la casa, acolo a bătut o curbă și a intrat la ea. Iată că se întâlnește cu a doua femeie pe care nu îl iubește. Dar a intrat la ea și acolo vin cristenii și vor să-l prindă și face demonstrație de forță din nou, ia ușile și le duce departe. Dar se întâmplă ceva în judecător 16 cu 4. După aceea o iubit pe o femeie în Valea Sorei. Ea se numea Dalila. Iată că intră pe scena istoriei îndrăgostitul Samson. Despre ăsta vreau să vă vorbesc. Îndrăgostitul Samson. Se îndrăgostește de Dalila. O iubește. Dar la un moment dat, a avut parte de câteva femei, pe care nu le iubi. La un moment dat se îndrăgostește de o femeie, de Dalila. Și o iubește. Și spune în versetul 16, fiindcă ea îl neîntrăgea și îl chinuia în fiecare zi cu sărâmțele ei. Imaginați-vă ce tragedie la Samson. El chinuia o împărăție întreagă, armate întregi fugeau de el. Ne era frică de Samson să chinuiești o împărăție întreagă și să fii chinuit de o femeie. Să fii chinuit de femeia pe care o iubești. Țineți minte, surpriza lui Samson. Să fii chinuit și trădat de femeia pe care iubești. Nu se trebuie mai mare atunci. Să fii chinuit și trădat de femeia pe care iubești. Are parte Samson de această tragedie. Pentru că s-a luat după cum a bătut vântul. Iată că este chinuit de o femeie. Este chinuit. Imaginați-vă să fii șef de promoție la facultate, undeva, la Valea Șoptimișoara, la Viena, să termini primul în facultate, să te angajezi la o multinațională să ai un salariu de $2000 pe lună. Să fii respectat în biserică, să cânți în cor, să te respecte păstorul, să te respecte toată lumea și toată lumea să creadă că ești un bărbat realizat. Și acasă, femeia pe care iubești, și să te trădeze. Și tragedie. Să fii o femeie importantă, o femeie pocăită. Să fii o femeie de succes, apreciată la locul de muncă, apreciată în biserică, cânt în bordul bisericii. Și acasă să fii chinuită de bărbatul pe care îl iubești. Să fii trădată de bărbatul pe care îl iubești. Ce tragedie! Ce tragedie! Să trăiești lângă dușmanul tău. Să trăiești lângă dușmanul tău. Pentru că, foarte interesant, lumea în care noi trăim sugerează și încearcă să creioneze o luptă între bărbați și femei. Între lupta între sex. Și Biblia nu spune așa ceva. Spune în versetul 24 din Geneza, de aceea a lăsat omul pe tatăl să fie mamă sa și se va lichide nevastă sa și se vor face un singur trup. Acum, imaginați-vă dacă vezi un om care își ia un ciocan și își dă peste vește. Sau ia ceva și își lovește ochiul și îi vână la ochi. După aceea își lovește celălalt ochi, după aceea își lovește capul, după aceea își lovește piciorul. Dom'le, omul ăsta nu e normal. Nu are ceva. Chiar așa, să ia ciocanul el la el. Cât de denaturat e lumea asta, atunci când soțul o chinește pe soția lui, trupul lui, cei doi trebuie să fie același trup. Ei trebuie, prin taina căsătoriei, cei doi devin una. Imaginează-ți ce tragedie el să se rugească pe el, că ea e una cu el. Și după aceea se vine că nu-i fericit din Genizia. Se lovesc amândoi, se chinuiesc amândoi și ei nu sunt chemați să lupte unul împotriva celuilalt. Sunt chemați să lupte împotriva altora, să fie una, să se iubească, deci ne-am chemat la iubire. Să trăiești cu dușmanul în sufragerie. Cel care te chinuiește. Ce tragedie. E la mod. Mă fascinează actualitatea Bibliei. Se repetă și este atât de actuală Biblia. Lucruri scrise cu mii de ani în urmă sunt atât de actuale. Sunt atâția oameni care sunt chinuiți
și trădat de femeia pe care o iubești. Să fii în pat cu dușmanul. Spune că în timpul unei spargeri au intrat niște patinți, niște poți să spargă o bancă și au strigat toată lumea la pământ, au scos armele, toți s-au sărit pe curte și unul dintre ei a uitat să-și pună cavura pe față și a pus-o mai târziu. Și a dat seama, dacă nu a văzut cineva și merge printre ostatici acolo și întreabă primul, mi-ai văzut fața? Și da, l-a mușcat. Merge la doilea, mi-ai văzut fața? Zice, nu, dar cred că soția m-a văzut. Să fii în pat cu dușmanul. Să fii în sufragerie cu dușmanul care te închide, care te trădează. În primul rând, surpriza lui Iacov. Să te trezești cu altă femeie lângă tine. În al doilea rând, surpriza lui Samson, din amor. Să fii chinuit și trădat de femeia pe care o iubești. Și în al treilea rând, surpriza lui Absalom. Surpriza lui Absalom. Vreau să vă fac o mărturisire, totdeauna am probleme cu punctul 3 din pregătire. Ori nu găsesc, ori am prea multe variante și nu știu ce să aleg. Sunt multe surprize. Puteam, puteam să fost să vorbesc despre surpriza lui David, după ce a păcătuit cu Batseba și vine la Nathan de el și spune, tu ești acela. Dar m-am gândit că Absalom ăsta e mai la mine. Absalom e mai actual. Am citit în Biblie și n-am găsit eu nicăieri că Absalom a fi fost îndrăgostit de o femeie. A avut parte de multe femei, dar n-a fost îndrăgostit de niciuna. Absalom este omul îndrăgostit de sine. Este omul care se iubește pe el. Este atât de plin de el, este atât de îndrăgostit de el, încât nu are el timp de altcineva. Este omul care vrea să impresioneze. Se iubește atât de mult încât și ceilalți vor să vadă părul lui, să vadă hainele lui, să vadă carul lui, averea lui. Și spune Biblia că nu era în tot Israel așa de vestit ca Absalom în privința frumuseței lui. Iată un om care se iubește pe el. Este un om al intereselor ascunse. El cheamă pe frații lui la el acasă, la unsul lor, dar nu pentru că îi iubea. Avea un interes să spun, vrea să-l ucidă pe Amnon. Și îi cheamă la el acasă, le dă să mănânce și acolo îl ucide. Este un om care pervertește închinarea. Își spune tatăl lui, lasă-mă să mă duc să mă închin. Uite, când am avut probleme și am plecat, am avut o jurință Domnului, lasă-mă să mă duc să mă închin. Dar el n-a mers acolo să se închine, ci a mers acolo cu alte interese să se proclame pe el împărat. Era unul care stătea la poarta cetății și întreba pe care salut, ce mai faci, care sunt problemele tale. O, dacă aș fi eu judecător, o, dacă tata m-ar pune pe mine șef, eu ți-am rezolvat problemele tale și am fi mai bine în țară, pentru că eu aș poate ține din bune. Dar el nu face așa ceva, nu spune așa ceva, pentru că îi păsa pe cei din jurul lui. El se iubea pe el. Se iubea pe el și avea interesele lui să ajungă el șef, să ajungă el sus, să ajungă el departe. Nu ar fi nici o femeie. Mândria era un mândru, un om care vrea să fie în centru atenției. Și Absalom ăsta ajunge să lupte împotriva tatălui său. Interesant este că David îl iubea pe Absalom. Dar Absalom nu iubea pe David. Și Absalom luptă împotriva tatălui său. Se declară, se proclamă împărat și la un moment dat sunt mulți în jurul lui care acceptă această declarație. Și spune Biblia că umilirea a căpătat putere. Și cei apropiați al lui David încep să le fie frică, să unii să fugă, rămân puțin cu el, David fuge din casa lui împărătească și toată lumea voiește. Ziarele scriu, se aude la radio, la știri, peste tot. Avem un nou împărat. Un nou împărat în Israel. Ăsta e mai înalt. Ăsta are clete mai lungi. Ăsta are o căruță 4, mai puternică, anul Maudi. Ăsta e altfel, un alt împărat, un alt împărat, e altfel.
îndrăgostit de el. Un om îndrăgostit de el și fuge David și sunt oameni care îl blastemă și toată lumea credea că gata, s-a încheiat din acest s-a încheiat împărăția lui David și va urma Absalom, biruitorul, cel care biruiește, cel care face ca armata să fugă din armata și are loc o luptă extraordinară, lupta din pădurea lui Efraim și acolo un măcel foarte mare, mor 20 de mii de oameni. Și la un moment dat, și Absalom este prins, plecă lui Părâul, sunt prins într-un stejar, este rămâne spânzurat între cer și pământ și este omorât. Iată că biruitorul Absalom, devine un măcel. Vrea să vină frinte. Surpriza lui Absalom. Biruința prefăcută în jeală. Biruința prefăcută în jeală. Și știi, din ziare se aud la știri diferite evenimente. Căsătoria anului, cuplu anului, oameni care se iubesc, oameni care țin unul la altul, care își fac vacanțe de nu știu unde. Și toată lumea a impresia că sunt niște biruitori. Că sunt niște oameni și oameni desfunționați, oameni care sunt realizați în dragoste, în familie, și după un an de zile, după 2 ani de zile, citești, credința este transformată în jale. Ați auzit de căsătoria din interes? Ați auzit? Absalom ăsta s-a căsătorit numai din interes. Nu, n-a fost căsătorit. El vrea să impresioneze, el vrea să șocheze. E foarte interesant. Dacă știți că eu, Biblia n-aș fi scris versetul 21 și 22 din 2 Samuel 16. Ahitofelia fiului Absalom, după ce a fugit David, intră la țintoarele pe care le-a lăsat tatăl tău pentru ca baza casei, astfel tot Israelul va ști că te-ai făcut urât tatălui tău și mâinile tuturor celor ce sunt cu tine se vor întări. Au întins un cort pentru Absalom pe acoperiș. Și Absalom a intrat acolo la țintoarele tatălui său în fața întregului Israel. Urât, penibil de urât, dar face aceste lucruri mizerabile pentru că vrea să demonstreze cine e șeful. A fost David. De acum eu sunt șeful. Există în lumea care le trăim oameni care vor să demonstreze eu sunt șeful. Eu îmi pun regulile. Oameni care nu se îndrăgostesc. Ai grijă de Absalom, soră ta. Nu te iubește și nu te va iubi niciodată. Ține minte asta. Știi că o fată plăgea și maică s-a încercat să o consoleze și fata plăgea, mamă, dar nu-mi vezi, dar vreau să mă mări, dar mărită de fată. Mamă, dar nu vezi cum arată, dar nu vreau să mă nu-l iubesc, dar... Dragă, nici eu nu am iubit taică pe oameni și mine. Uite, acum, după 20 de ani, îl iubesc ca la început. Dacă acum nu te iubește Absalom, nu o să te iubească niciodată. Stai liniștită. Se iubește pe el. Iese cu tine la film, la Lotus, pe principală, numai să-l vadă alții, să impresioneze cu cine e și el, cu ce-a făcut el. Și voi, păi, să aveți grijă de Absalom feminin. Sunt multe surori care ies cu tine, nu pentru că ea te iubește. Nu te iubește. Se iubește pe ea. Se iubește pe ea și se împarte la plin, se partează, își face bucurele. Și vine aici în față, câteodată, nu doar, dar numai câteodată. Și cântă, nu neapărat cu asta, vrea să-i vezi tu bucura. Vrea să-i vezi tu bucura și de-aia cântă aici, dar se iubește pe ea. Și dăm voi să spun că nu o să te iubească niciodată. Aveți grijă de Absalom. Aveți grijă de Absalom. Vă sugerez să aveți grijă și să ascultați de părinții voștri. Nimeni nu vă iubește atât de mult ca părinții voștri. Chiar dacă sunt mai în vârstă, chiar dacă sunt așa școliți ca și voi, nimeni nu îți dorește binele mai mult decât mama ta și tatăl tău. Ține minte asta. Nimeni nu vrea să fie mai fericit decât ei. Aveți grijă de Absalom. E la modă. Ăștia sunt peste tot. Pe străzi. În centrele comerciale, avem acum atât de ani, ne-am depășit pe Clujet și pe cei din Timișoara, metri pătrați de spații comerciale, la mine de locuitori, noi o rădem. Și ei se plimbă pe acolo, se plimbă prin biserici, care plimbă
de aici, prin păcate, aveți grijă de Absalom. În viața de căsnicie la care voi sunteți chemați, pentru că este un lucru de Dumnezeu să te căsătorești cu persoana pe care o vrei. Deci avea parte de multe probleme. Viața nu numește un fapt, nu e ceva extraordinar, care tot e roz, de la roz, de la roz, de la sunt și probleme, sunt și necane. Spune că în țărată vreme, avea în curtea lui un cal, poate. La un moment dat, calul cade într-o fântână secară, cu groapă mare. Și țăranul se agită el, fuge pe la vecin, este neadată să gândește cum să scoate calul de acolo. Și la un moment dat se dă seama că oricum calul e foarte bătrân, oricum groapa e foarte adâncă și poate trebuie ascopată, nu cumva să mai cadă cineva acolo. Și cheamă 2-3 vecini, le dă 2-3 opeți și se apucă fiecare să ia să rână, să arunce în groapă. Să termine, două probleme, da, și cu calul și cu groapă. Și calul își dă seama și strigă mai tare și aruncă lopată după lopată și la un moment dat nu mai dea răbdare. Aruncă să rână și aruncă să rână. Și dau seama că se uită pe drumul, se vadă ce e acolo în cal, se scutura de țărână pe ea, o călca cu copitele și se urca pe țărână. Lopată după lopată, se scutura, călca țărâna în picioare, se repita mai sus, mai sus, mai sus, și la un moment dat a ieșit din groapă. În viața de căsnicie, veți avea parte și va fi trist. Când veți fi în groapă, și vei fi tu cu soția ta, cu femeia pe care o iubești în groapă. Și o să vină vecinii să te apuțără. Și poate vine de la din comitet și o lopată de la mine. Și toți la două lopeți. Și vine venișorul cu care ai fost la facultate și ai mâncat pâine cu soiena cu el și dă și la trei lopeți. Și vor veni neamuri, vor veni prieteni să arunce cu țărână peste voi. Important este să te scuturi. Să calci picioare problemele care vin peste tine. Să încerci să te ridici mai sus, mai sus, mai sus. Căsătoria face ca greutățile să se împartă în doi și bucuriile să se înmulțească. Mă rog, Domnule Dumnezeu meu, să aveți parte de o căsnicie extraordinară. Amin. Să fiți îndrăgostiți, să fiți chemați. Cel mai mare dar pe care mi-a dat Dumnezeu după relația noastră personală cu Divinitatea este dragostea, este iubire. Este cel mai fascinant lucru să fii îndrăgostit, să iubești și să fii iubit. Aveți grijă de suflet. Încercați să faceți viața frumoasă persoanei pe care vreți. Nu să dai cu lopata, nu să de casă, să dai cu ciocanul sau cu alții. Nu se trebuie neapărat bani. Îți trebuie dragoste. Îți trebuie puțină imaginare, dorința de a face o surpriză plăcută iubirii ta. Iubirii ta. Mi-aduc aminte cu mulți ani în urmă, a avut o surpriză foarte frumoasă soției mea. Era pe vremea când nu avem bani. Acum prin Dumnezeu, Dumnezeu conduce bine și ne permitem să mergem în concedii. Ne place să vizităm Europa, lumea, vizitată pe țări și mergem cu avion și dormim la ce hotel pe noi. Și prin ajutorul Dumnezeu ne place să călătorim. Dar pe vremea când nu avem bani, mi-am pus un pic soție mele. Am pus-o la mare. N-avem bani. Aveam o dacie atât de rătăcită încât trebuia segmentată, dar n-aveam bani să o segmentez și dacă mergeam ziua, pierdeam tot. Așa că trebuia să mă duc noapte. Și am mers noaptea și ziua asta. Aveam un vreun curant, am ajuns prima noapte și pe drum mai vedeam niște mufle, niște capuri, pe vremea aia mă ocupam cu ce vedeam mufle de pe capuri, pe ochi, capuri, nu știu mai bine cum. Și am ajuns la mare, am stat 7 de la mare. N-am mai bani, un hotel de 2 stele, o
Am vorbit frumos cu cea de doamna de la recepție, doamna de Ciucu, așa cum vedem în română, și mi-a dat o cameră cu vedere spre mare. Era un cameră între parcă, la câțiva metri de mare era terasă. Era extraordinar de frumos. Extraordinar. Auzeam mare noaptea, mergeam pe o plajă, dar n-am mai. Și nu era problemă. În 7 zile niciodată n-am mers la restaurant. Niciodată. Niciodată n-am mers. N-am mai mai. Mergeam în piață, cumpăram niște roșii, de la hotel, niște salam, nici suc. Nu ne pregăteam foc. Nu ne pregăteam foc acolo. Beam sifon, de. Vă știți? Voi nu mai știți. Dar nu vă știți. De. Sifon, nu. Așa. Cumpăram sifon, cumpăram roșii, pâine cu pateu, pâine cu salam. Bă, și niciodată n-am fost invidios pe oamenii care merg cu mașina aia de capătate. Ne bucuram, era atât de frumos a fost, o plajă, fără bani, dar era numai 12 extraordinar. N-am fost invidios pe oamenii care mergeau la restaurant. Aveam un coleg de facultate, bă, te duc la mare cu un lucru. Dacă n-am bani, să mă duc în fiecare seară la restaurant, de restaurant cu restaurant, discoteca, discoteca, vin, nu vin, eu nu fac lucruri, mă duc oricum. M-am dus și n-am fost invidios pe ăla care mergea la restaurant. M-am bucurat de misiul nostru, de noi doi și a fost un concediu extraordinar. N-aștepta să ai bani mulți. N-aștepta când o să am atâtea zeci de mii de ori, vreau să vezi și surpriză de fapt la mea asta. Fără surpriză în fiecare zi. O floare. O vorbă cu. Să mulțumești pentru mâncarea de pe masă. Mai. Vostru la masă undeva la o familie și mi-a servit sora acolo și după ce mi-a pus aperitivul și eram cu ciorbă și tot spuneam aici că a scos aperitivul, aici că bună mâncare și mă la ciorbă extraordinar de ciorbă și sora cu ciorbă din nou, mi-a zis, frate, zice, de 40 de ani mi-a zis că se dorit. Mă tot așa unul. Niciodată nu mi-a zis că mâncare e bună. Zic, frate, nu se poate la ciorbă. Nu am avut special de program, îmi plăcea mâncarea. Se vedea că se sta mâncat, frate, nu se poate. După ce mâncare, cum așa? Mânca și zic, frate, mâncă, lasă-l facă, zice, cum ești și eu pe mine. Se face o privire de fiecare, poți să o invite, care sunt vinul tău, vorbi cu tău. Să vorbești cu tău, să-i mulțumesc. Să-i mulțumesc pentru ce ți-a făcut. Nu ai nevoie de bani, nu ai nevoie de logistică, nu ai nevoie de o echipă extraordinară de la surprinzul. Ai nevoie de bani. Să-i vezi. Mă rog, Domnului Dumnezeului meu să vă păzească de surprinzul lui Iacob, primul. Nu cumva să vă vedeți poate să vedeți nevoie. În al doilea rând, să vă păzească Dumnezeu de surpriza lui Samson. Să fii chinuit și predat de mine. În aceea rând, surpriza de la Salom, biruința pe care Dumnezeu, să vă păzească Dumnezeu ca biruință, ca viața de succes, să fie transformată în așa. Șansa voastră de a fi fericit, a noastră de a fi fericit, este să rămâne de lucrurile Dumnezeu. Domnul să ne ajute la asta. Mă gândesc că seara aceasta a avut surprize, surprize fără
Vis-a vis de surprizele căsătoriei, noi zicem că prietenia este un vis. Căsătoria este și asta deșteptător. Te trezește. Dacă trebuie 20 de ani, e insulat, e măritat, urmează și asta deșteptător. Să dea Dumnezeu ca tot surpriza să fie una plăcută. Amin? Interesant este că la surprizele care țin de viață de familie, sunt surprize pe care noi le pregătim. Dacă vrei să ai o surpriză plăcută la căsătorie, depinde de tine, depinde de mine cum să o pregătești acum. Adică, ce fel de viață trăiești acum? Cum se alinează la aceasta și la timpul de închinare și la timpul de predică, este foarte important să trăim o viață curată înaintea lui Dumnezeu. Toți caută persoana potrivită cu care să se căsătorească. Dar aș vrea să vă spun, pentru căsătorie, cel mai important este să fiți voi persoana potrivită. Puteți spune acum. Haideți cu toții să ne ridicăm acum la în picioare, la finalul acestei întâlniri. Și împreună cu frații vrem să mai cântăm, să mai rugăm. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Iisus este mâna Lui, afară trebuie să te vedească prin fapte. Amen? Nu numai aici, afară, Iisus este mâna Lui.